Deci, prieteni, sunt în Canada din 2007, din noiembrie 2007, dar abia astăzi, 19 iulie 2023, am avut frumoasa ocazie să văd cum râul Niagara se unește cu lacul Ontario. Aici este punctul de unire a râului Niagara cu lacul Ontario. Deci, râul Niagara vine dinspre lacul Erie și se revarsă în lacul Ontario. Să încerc să cuprind cât mai multe informații. Deci, în partea stângă se vede un oraș din Statele Unite, pentru că Niagara este râu de graniță. În partea canadiană avem un complex de apartamente. Lumea locuiește aici. Aici este Maruna. O să mă strădui să nu prind multă lume în video, pentru că este multă lume în jur. Deci, întâi o să vă arăt proprietatea care este chiar pe malul râului. Sunt apartamente. Condo înseamnă apartamente în care lumea locuiește. Nu pot trece, că aici și-a făcut un căianjen, și-a făcut căsuță și nu vreau să-i distrug căsuța, deci eu o să merg împrejur. Este multă lume, mă strădui să mă prind în cadru. Este o frumusețe de nedescris. Deci atunci când prezent cerul sau prezent iarba, asta înseamnă că este lume în jur și mă strădui să nu este legal ca cadru să numerească oameni. Aici este Marina. Deci noi suntem în orașul Niagara on the Lake. Niagara. Orașul Niagara pe lac. Noi avem orașul Niagara Falls, adică orașul Niagara pe cascade. Dar aici avem, se urc niște pietre cam periculoase, dar de dragul dumneavoastră mă duc sus și așa, și vreau să vă arăt din colțul ăsta. Iată, acolo este la nord, este la Ontario și râul Niagara vine frumos. Acesta este râul Niagara, care vine frumos, născut din lacul Erie și se îmbrățișează cu lacul Ontario. Și aici este Marina și oamenii care locuiesc pe malul râului sau pe malul lacului, numai decât își procură o corabie, unele mai mari, altele mai mici, și se bucură de viață, pentru că oamenii muncesc greu și oamenii se bucură de viață. Și un domn prinde pește, nu știu dacă prinde. Eu mă deplasez pe pietrele astea care sunt cam periculoase, dar de dragul dumneavoastră, ca să vă arăt cât de frumoasă este Canada noastră. How is fishing? It's good? Fishing is good? Do you fish something? Did you catch something? No, nothing? Just for pleasure? Un pescar, dar zici că nu prinde nimic, cu toate că în râul Niagara sunt
pești foarte mari, deci eu am să pun chiar și o fotografie, că am o fotografie din anii trecuți, nu de juncțiunea râului cu... Acestea sunt corabii, acolo este foarte drăguț, suntem pe parte marină și adică pe mal. Trebuie să avem un far ca toată lumea care pleacă în larg să vină. Deci este o frumusețe extraordinară. Eu nu mă satur de admirat cerul și apa și frumusețele din jur. Deci acolo este marina și doar este contrasolul și nu se vede prea bine. O să mă deplasez. Deci acesta este râul Niagara. La întâlnirea cu lacul Ontario. Adică aici se termină râul Niagara. Eu am să vă prezint unde el începe. Avem partea din mijloc unde este Niagara, chiar în mijloc și... Acesta este partea unde se termină. Iată așa arată zona. Este un parc minunat. Mai sus de parc este cetatea Fort George. Cetatea Fort George, care este o cetate paralelă. Adică la începutul râului este cetatea Fort, Old Fort Erie și la sfârșitul râului este altă cetate, este cetatea Fort, Fort George. Cetatea Fort George. Ce o să încerc să cobor, sper fără accident, să cobor jos, dar... E cam riscant. Deci o să merg să văd, poate găsesc o cale mai confortabil să cobor. Pentru că de cățărat a fost ușor. De coborât e mai greu. Dar am să încerc. Așa-i. Если ты пошел в газетчики, навсегда забудь о покое. Ты у нас за все в ответе, за хорошее и за плохое. Așa ne învăța pe noi la facultate cu 45 de ani în urmă. Așa mi se spunea. Dacă ți-ai ales meseria de ziarist, și tu пошел в газетчики, навсегда забуде покое. Adică nu căută confort în viață. Ты у нас за все в ответе. За хорошее и за плохое. Ты răspunzi de toate. Și de bine și de greu. Adică trebuie să reflectezi reportajele tale toate. Ce avem aici? Plante frumoase. Viță de vie, podbal. Acolo am văzut pojarnițe. Poftim. St. John. Пожарница. В английском это называется Сен-Джон. Пожарница. Подбал. Флори, которые... Планты, которые... Ле плачь, чтобы крязка на... Вечинитатя апелла. Дечу, я мерг в деал. Прим парк. И я варать май департе региуня. Can we go? Yes. Iată așa, aici se revarsă râul Niagara, se revarsă în râul Niagara, se revarsă în lacul Ontario și aici este marina. Cam vine în fața soarelui, dar o să mă strădui să vă arăt frumuseța canadiană. Toți? Iată așa, aici este un spațiu locativ.
Aici este Marina. O să trec cu spatele la soare și o să vă arăt mai bine Marina, pentru că din poziția în care eu sunt, soarele bate de plumbi și nu prea poate vedea. Deci Marina este închisă, este protejată. Aici putem vrea noi posesorii de corăbii, oamenii care au, iată cum arată localitatea. Deci iată așa, aici este Marina. Deci lumea vine și se bucură de viață. Lumea muncește din greu, ca peste tot. Nu se dă nimic parmă la iață în gură la netufleață. Toți muncim din greu ca să avem un trai mai bun. Și în felul acesta, deci noi ne bucurăm de tot ce avem în Canada noastră minunată. Iată așa. Lumea se relaxează. Flori, curățenie. Aici este o parcare de mașină. Catarie în zonele, putea zice, iarbă. Iarbă de smarald. Culoarea ierbii de smarald. Și auziți păsărelele cum cântă. Mulți dragi. Și minunatul arțar canadian. E cât ăla deamă se roșește. Frunzele încep să roșească. E cât ăla secă minunatul. Minunatul arțar canadian. E cât ăla frumos. Aici este sistemul de antiincendiar. Toată Canada, toate străzile, peste tot. O să vedeți stâlpul respectiv, deci în caz de pujar, aici vin mașinile specializate, se conectează și protejează localitățile de incendii, contra incendii. Aceste contra incendii, aceste acești stâlpi, deci o să-i vedeți absolut peste tot. Nu există localitate în Canada, nu există stradă sau localitate în Canada unde să nu fie acești stâlpi anti-incendii. Iată așa, rămâi cu bine, râu frumos, râu Niagara. Noi plecăm acasă, deci la izvoarele. Iarăși am plecat telefonul jos pentru că traversăm strada. Aici este bine. Așa, și aici este o stradă frumoasă, o stradă canadiană. Unde locuiesc oamenii? Am să vă arăt o casă. I think we have to take a ride. Here it's private property. Așa, iarăși. Deci, ca să vezi frumusețea asta, trebuie să vii pe Waterfront Trail, care începe de la Fort George și merge și aici o să vedem Râul Niagara, cum vine, vedeți? Deci este harta. Așa, aici este Lacul Ontario și Râul Niagara. Deci vine încoace. Așa. Well, I took it. I haven't taken it in a couple of days, but... Iată așa, vedeți, aici este harta. Cum vine Râul Niagara. Iată așa.
Și de noi, pe hartă, dacă punem așa harta la nord, deci este... la nord, deci este Lacul Ontario, acesta este râul Niagara, care vine de la sud, vine de la lacul Erie. Și aici sunt alte râuri, canalul, acesta este canalul care vine de la canalul Holland, care unește lacul Erie cu lacul Ontario, pentru că Niagara are cascada și corăbile oceanice nu pot trece din Niagara, din lacul Ontario, ele nu pot trece în lacul Erie, din lacul Erie merg mai departe spre lacurile superior și celelalte Michigan și celelalte lacuri, marile lacuri. Iată așa. Este informația foarte amplă, foarte frumoasă. Aici este o zonă rezidențială. Aici este o zonă rezidențială, deci niște case, niște palate, de fapt. Niște palate, iar așa stăpânul era la stradă și mai străduit să nu-l prind. Deci, lumea în Canada locuiește bine. Cine s-a născut aici sau chiar cine a venit și a făcut o carieră bună, are studii, are un loc de muncă bun. Deci, lumea, uitați-vă, acela e grădina cuiva. Aici este grădina, aici este o intrare într-o zonă rezidențială, acolo este grădina cuiva. Și aici sunt casele acestea minunate. Uitați-vă ce case minunate. E un palat, de fapt, cu, uitați-vă, aici, pe malul lacului, sunt niște case, pe malul râului, pe malul lacului, sunt niște case extraordinare. Vin oamenii pe alee, ce eu am schimbat și mergem spre cetatea Fort George. Mergem spre cetate. Este o frumusețe de nedescris. Ce să vă spun? O frumusețe de nedescris. Verdeață, plasă cântă, oamenii sunt extraordinar, pentru că așa-i de bine, tot se străduie să-și facă viața și mai bună. Canada ne oferă toate condițiile pentru a avea o viață minunată, dar oamenii se străduie prin activitățile lor să facă și mai frumoasă, și mai accesibilă, și mai bună. Deci este altă casă frumoasă și copaci. Deci noi mergem pe trailul. Uitați, copaci de mii de ani. Copacul acesta are sute de ani. Vreau să văd ce fel de copac este. Este un mărțar. Un mărțar. Arțarii tot trăiesc mii de ani, stejarii trăiesc mii de ani și arțarii trăiesc mii de ani. Și acolo este cetatea Fort George. Acesta este un stejar, stejarul meu iubit. Stejarul este copacul meu preferat. Uitați-vă, stejarelul. Uitați-vă ce stejar frumos. Ce stejar. Wow! Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat înțelepciune. Zilele acestea am scris înțelepciune.
Mulțumesc, doamne, că mi-ai dat înțelepciune să vină în Canada. Iar acolo, în depărtare, este cetatea Fort George. S-au dat lupte grele pentru Canada. Europenii s-au luptat cu aborigenii, cu populația din localitate. Pe urmă, britanicii s-au luptat cu francezii pentru acest pământ minunat. Pe urmă, americanii s-au luptat cu britanicii. Și în cele din urmă, britanicii au reușit, au capturat. Tot așa aici, informații în două limbi, în engleză și în franceză, pentru că sunt în țară bilingvă. Și acolo este centru informațional despre cetate. Astăzi nu o să mergem la cetate, noi am fost la cetate, am fost la cetatea Old Fort ieri, dar aici doar așa, doar un treacăt o să fac niște fotografii, o să filmez puțin. Vreau să vă spun că tema războiului este o temă grea de abordat, pentru că războiul este greu de acceptat. Numai un smintit poate să spună că războiul este un proces de purificare, cum am auzit eu la televiziunea moldovenească. Cineva se bătea cu pomul în piept și spunea că e bine că este război. Putin a început un război bun, un război de purificare. Când am auzit, m-am gândit, băi, tu ești dus cu pluta. Cum poți fi războiul, proces bun, proces de purificare? Iată, suntem pe malurile acestei cetăți. Deci, înăuntru este cetatea. Dar iarăși, am postat deja un film cu cetatea, cu viața ostașilor din cetate anterior. Acum, deoarece suntem chiar în preajma acestei cetăți, doar așa o mică informație o să vă prezint cum este exterior cetatea, lumea vine, este muzeu, este deschis. Așa, s-au dat lupte grele pentru fiecare palmă de pământ. Acum moare floarea națiunii, atât a Rusiei, cât a Ucrainei, cât și floarea națiunii a acelor popoare care s-au angajat în armata profesionistă, care sunt plătiți pentru ca să meargă la război. Mor tinerii care ar putea să aibă copii, să aibă familii, să fie fericiți, mor din cauza războiului. Acesta este iarăși un stejar frumos. Așa. Stejarel frunză crestată, te iubesc ca niciodată. Când privesc la frunza ta, parcă văd grădina mea. O grădină ce-am lăsat-o, o iubesc și n-am uitat-o. Nu uit nici pentru o clipă că sunt din Moldova. Nu uit nici pentru o clipă că vorbesc limba română. Portie cu mândrie și niciodată nu o să spun că limba mea este cea mai frumoasă, religia mea este cea mai bună,
niciodată. Totdeauna o să spun că toate limbile lumii sunt frumoase, toate religiile sunt bune. Mai rămas oamenii să se respecte și să nu se omoare unul pe altul. Atât am mai rămas. Am vorbit despre frumusețea râului Niagara. O să prezint râul Niagara în toate trei ipostaze. Deci, izvorul, de unde și a începutul, Niagara, cascada Niagara și deja am filmat unde râul se termină, unde se varsă în lacul Ontario, dar deoarece râul începe, deoarece râul începe lângă cetatea Old Fort Erie și se sfârșește lângă cetatea Fort George, am cuprins în... și aici este cetatea în interior. Ceea ce putem vedea este după ora 5, deja totul este închis. Cetatea este în partea dreaptă, acolo sunt niște clădiri administrative. Deci asta este poarta de intrare. Este o cetate care are mai mult de câteva sute de ani, pentru că istoria Canadei este o istorie tânără. Deci Columb a descoperit în 1492 America. După 1492 au început să vină europenii și s-a început cam de pe atunci scrierea istoriei. Deci Canada este o țară tânără, formată în 1867, deci este o țară tânără, cu o istorie scurtă, dar interesantă, glorioasă. Așa. Și iată aici, iată aici, vedeți harta, râul care se revarsă în lac și cetatea unde e exact pe teritoriul unde noi acum ne aflăm. Și iată ei este și despre cetatea Niagara. Aici pe malul râului, normal că au fost, și aici este cetatea George, Fort George, și reprezintă luptele care s-au dat în, pe acest râu, anume în acest loc, pentru că în Canada este foarte multă informație, deci noi vedem foarte multă informație peste tot, adică poți citi, poți afla orice. Și aici este arătat râul Niagara în 1783. Și cum arăta cetatea Niagara în 1783. Și în râu, aici Canada și aici e America și asta este cetatea Niagara. Cetatea Niagara, deci este în... aici este cetatea Niagara, deci ea este în Statele Unite. Adică se află aici, dacă ne uităm, iată aici se află cetatea Niagara, iar noi ne aflăm aici. Deci noi ne aflăm pe malul stâng, iar cetatea Niagara este pe malul drept.
Iată așa. Deci este istoria râului Niagara. Râul Niagara este renumit nu numai prin minunata cascadă, dar râul Niagara este renumit și pentru renumitele sale cetăți, orașe. Un cer senin canadian vă transmit și dumneavoastră. Să aveți soare și multă lumină. Vă îmbrățișez cu drag, dragii mei, prieteni care vizitați canalul de YouTube. Fiți binecuvântați!